Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte și după ce a șezut jos, ucenicii lui s-au apropiat de el. Apoi a început să vorbească și să învețe astfel. Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, că cei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, că cei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, că cei vor fi chemați fii lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Amin. I-a adunat pe munte, s-au strâns în jurul lui sute, mii, mulțimi de oameni, și a început să le spună ceva despre împărăția lui Dumnezeu, ceva ce noi creștinii ar trebui să știm pe de rost. Și probabil nu neapărat ca o provocare, cum spune Brother John, dar ce ziceți dacă până la sfârșitul anului am memora Matei 5, 6 și 7. Silence. I know. Marea carte a împărăției lui Dumnezeu, Magna Carta. Sau dacă vreți, așa într-un limbaj mai modern, platforma program a împărăției lui Dumnezeu. Și m-am gândit, în timp ce Călin vorbea și am fost mișcat de Duhul lui Dumnezeu, de cuvântul care Domnul i-l-a dat, a fost un cuvânt deosebit, am gândit că dacă eu aș scrie o scrisoare lui Philemon, lui Filimon, a scrie tot așa ca și Apostolul Pavel, nu poți să scrii mai bine, n-ai cum. Dar aș pune un motou. Și știți ce motou aș pune acolo? Motoul ăsta l-aș pune. Ferice de cei milostivi, că cei vor avea parte de milă. Adică aș vrea să-i spun lui Filimon, it's time to be good again. It's time to show mercy. It's time to show grace. It's time to walk in grace. It's time to be merciful. So aceasta este cea de-a cincea fericire la care ne oprim puțin în seara aceasta. Pe scurt. În limba greacă avem eleomenes. Acest eleomenes înseamnă a ajuta la salvarea unui suflet care este foarte, foarte jos, foarte zdrobit, foarte căzut. Exact cum a spus John, cuiva căruia este nu numai gâtul distrus, este toată viața distrusă. Avea milă față de cineva care ți este dator, dar mai precis, a ierta datoria. A ierta datoria. Și în ilustrarea acestui principiu, vreau să vă aduc în atenție faptul că chiar în Vechiul Testament, în caracterul lui Dumnezeu, este
revelat this fourfold character of God. Și apare exact în aceeași formă de 7 ori. Apare prima dată în Exod, capitolul 34, versetul 6. Spune Domnul acolo lui Moise, Domnul a trecut pe dinaintea lui Moise și a strigat, Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare. 1. Un Dumnezeu milostiv. 2. Încet la mânie. 3. Plin de bunătate. În limba engleză este foarte frumoasă rezolvată această traducere și apare abounding in love. Abounding in love. The Lord Almighty is gracious, is merciful, is slow to anger, and it's abounding in love. Abounding in love. Și apare exact forma aceasta de prezentare a lui Dumnezeu în Vechiul Testament, apare de 7 ori. Exod 34 cu 6, Neemia 9 cu 17, Psalmul 86 cu 15, Psalmul 103 cu 8, Psalmul 145 cu 8, Ioel, capitolul 2, versetul 13 și Iona, capitolul 4, versetul 2. Ca și cum ar vrea să spună Dumnezeu în Vechiul Testament, ăsta e caracterul meu, așa sunt eu. This is who I am. I'm gracious, I'm merciful, I'm slow to anger, and I'm abounding in love. Avem un cuvânt și mai frumos în Mica, în capitolul 6, versetul 8. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine, decât să faci dreptate. Și aici vine sublinierea frumoasă. Să iubești mila. Să iubești mila. Și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Să iubești mila. Credeți că în Noul Testament s-a schimbat ceva? Oh, nici de cum. Nici de cum. Ba mai mult, în Domnul Iisus Hristos, harul acesta, mila aceasta, bunătatea aceasta, dragostea aceasta lui Dumnezeu s-a arătat și mai puternic. Matei 9 cu 13, Iisus le-a zis, mergeți și învățați, milă voiesc, iar nu jertfe. Căci n-am venit să chem la pocăință pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Pavel spune Efesenilor 1 cu 7, în El, în Hristos, avem iertarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăția harului Său, după bogăția milei Sale, după bogăția dragostei Sale, după bogăția aceasta a îndurării Sale. Titus, sau Tit 3, versetele 4 și 5, dar când s-a arătat bunătatea lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru, și dragostea Lui de oameni, El ne-a mântuit nu pentru faptele făcute de noi în neprihănire, ci pentru îndurarea Lui, pentru îndurarea Lui, prin spălarea nașterii din nou și prin înnoirea făcută de Duhul Sfânt. Dar a făcut toate astea după îndurarea Lui. Și apoi, autorul epistolei către evrei nu se lasă deloc mai prejos și spune în 2 cu 17, Domnul Iisus Hristos, marele nostru preot, zice, prin urmare, Evrei 2 cu 17, prin urmare a trebuit să se asemene fraților săi în toate lucrurile, ca să poată fi, în ce privește legăturile cu Dumnezeu, un mare preot milos. Un mare preot milos și vrednic de încredere ca să facă ispășire pentru păcatele norodului. Evrei 4 cu 15 și 16. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat.
Să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul Harului, ca să căpătăm îndurare, ca să căpătăm milă și să găsim har pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. La vreme de nevoie. Ce ilustrație vă vine în minte? Ce imagine vă vine în minte cel mai ușor? O știți, o știm cu toții. Spune Luca, în capitolul 10, a venit un învățător al legii și a spus: Rabbi, învățătorule, vreau să moștenesc viața veșnică. Ce trebuie să fac? Și Domnul Iisus i-a spus să iubești pe aproapele, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să iubești pe aproapele ca pe tine însuți. A, el a zis, tocmai aici am vrut. A încercat să-i întindă o cursă. A încercat să-i pună o întrebare din asta cu trick. Și a zis, dar cine este aproapele meu? Și atunci Domnul Iisus a spus parabola aceasta cu samaritianul milostiv. A zis, a trecut preotul, a trecut levitul, dar apoi a trecut un samaritean. Și ce a spus? Când l-a văzut pe cel căzut între tâlhari, când l-a văzut pe muribund, când l-a văzut pe cel care este, exact cum a spus sora în mărturisirea ei, fără identitate, fără demnitatea lui de om, fără, poate abia respirând, fără nimic. Știți cum a spus Mântuitorul? I s-a făcut milă de el. Ce înseamnă să ți se facă milă? Înseamnă oare numai un sentiment, o emoție, o compasiune? De fapt, cuvântul acesta, compassion, vine din limba latină și este a compound word, este un cuvânt compus și are două părți foarte distincte și clare. Într-adevăr simți, într-adevăr te doare, într-adevăr emoțiile, inima, sentimentele participă cu o trăire profundă. Dar asta nu-i milă dacă e numai atâta. Așa de tare simți, așa de tare te afectează, așa de tare te pune în simțire, încât te pune în mișcare, te pune în acțiune. La urmă i-a spus Mântuitorul, acum ce zici? Care este aproapele? Și cum a răspuns omul legii? Cum a răspuns teologul acela? Cel care și-a făcut milă de el. Și-a făcut milă. Ce înseamnă să-ți faci milă? Doar să treci mai departe? Doar să zici săracul? Doar să zici ce rău îmi pare? Doar să zici I will pray for you? Ați auzit mărturia tinerei? Duhul Sfânt a venit și a zis, ce faci tu despre asta? And she signed up. And then the Holy Spirit came. And the Holy Spirit just confirmed. Ce faci tu despre asta? Ce faci tu când vezi ceva și ți este așa de zdrobită inima și te doare inima și ți-e milă? Ce faci? Cum să facem să ni se facă milă? Dar asta înseamnă să intrăm în acțiune. Asta înseamnă să ți se facă milă. Să fii un om al acțiunii. Un om al faptelor. Vă sugerez 7 lucruri. Foarte pe scurt, doar am să citez versetele și am să enunț versetele și vă las pe dumneavoastră să înțelegeți aplicația practică. Aplicarea acestui principiu a milei, ferice de cei milostivi, în relație cu lucrurile materiale, iată ce spune 1 Ioan 3, 16-17, noi am cunoscut dragostea Lui, dragostea Lui Dumnezeu, prin aceea că El și-a dat viața pentru noi și noi deci trebuie să ne... Oare nu ne exclude nimeni din biserică dacă predicăm din versetul ăsta? How radical, how more practical you can be than this?
Or do you think John is just talking metaphorically? This is just a figure of speech, huh? This is what he's saying. Și Domnul Iisus a spus asta în Ioan, capitolul 15. Nu este mai mare dragoste decât să-și dea cineva viața pentru semenul său. O să ziceți, ah, come on, man. What's wrong with you? Too much coffee? What is it? No, just watch. Și noi deci trebuie să ne dăm viața pentru frații. Dar cum înțelege Ioan să pună în practică asta? Dar zice, dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea lui Dumnezeu? How is he showing compassion? How is he showing mercy? How is he showing grace? How is he showing love? Sau în relație cu lucrurile materiale. Ne-a binecuvântat Dumnezeu. Cum arătăm milă? Cum arătăm dragoste cu aceste lucruri materiale cu care ne-a binecuvântat Dumnezeu? În relație cu cei prinși în cursa diavolului. Iuda 1:23. Căutați să mântuiți pe unii, smulgându-i din foc, de alții iarăși fie-vă milă, cu frică, urând până și cămașa mânjită de carne. Căutați, smulgeți-i, fie-vă milă. Stai la distanță, zici, I feel sorry for you. Yeah, I really do. Paul is saying, Philemon, it's time to show mercy. It's time to show love. În relație cu cei, al treilea, în relație cu cei care au căzut într-un mod scandalos, într-un mod josnic. 1 Petru 4:8. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea, ce face? Acoperă o sumedenie de păcate. Cum ar fi fost să-i tot aduce aminte lui Petru? Petru, do you remember? No. Domnul și-a arătat mila, și-a arătat harul, și-a arătat bunătatea față de el. S-a uitat la el. El a ieșit și a plâns? A plâns cu amar. Deci în relație cu lucrurile materiale, în relație cu cei prinși în cursa diavolului, în relație cu cei ce au căzut chiar în mod grav și scandalos, în relație cu cei afectați de bârfa distrugătoare a celor din jur, Filipeni 4:8, tot Sfântul Pavel vorbește foarte clar, zice, încolo, frații mei, tot ce este adevărat, tot ce este vrednic de cinste, tot ce este drept, tot ce este curat, tot ce este vrednic de iubit, tot ce este vrednic de primit, orice faptă bună și orice laudă, aceea să vă însuflețească. Sau când cineva vine și te provoacă să zici ceva rău, tu nici măcar nu cunoști adevărul. Nici măcar nu cunoști tot adevărul. Și te angajezi în discuție, și te angajezi în bârfă, și te angajezi în vorbirea de rău. No. It's time to be good. It's time to show mercy. It's time to show grace. It's time to show love. Al cincilea, în relație cu așteptările nejustificate, Psalmul 103, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător și bogat în bunătate, El nu se ceartă fără încetare și nu ține mânia pe vecie, nu ne face după păcatele noastre, nu ne pedepsește după fără de legile noastre, cât sunt de sus cerurile față de pământ, atâta este de mare bunătatea Lui pentru cei ce se tem de El. Ce frumos a spus Călin. Rămâi legat acolo, rămâi în resentmentul tău, rămâi în amărăciunea ta, rămâi, uite ce mi-a făcut, uite, nu pot să uit, uite cât m-a rănit de tare, aștept să vină, tot îl aștept să-și ceară iertare, tot îl aștept să facă ceva, tot îl aștept să facă primul pas. No, it's time to be good again.
It's time to show mercy. În relație cu conflictele personale, exemplu clasic, Iosif și frații săi, Efeseni 4, 31-32, orice amărăciune, orice iuțeală, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Și chiar în relațiile, în al șaptelea rând, în relație cu sufletele celor pierduți, a celor care nu cunosc pe Dumnezeu. Iacob 5:20. Să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. Am fost recent în casa unui tânăr și mi-a mărturisit așa de frumos și impresionant cum a zis, nu pot să uit ce mi-a zis tata. A zis, când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, primul lucru, n-a fost doar că am vorbit în limbi, dar primul lucru, m-a umplut așa o milă față de oameni. M-a umplut așa o dragoste față de toți oamenii. Parcă îmi venea să-i prind în brațe pe toți oamenii și să le spun că iubesc. Parcă în inima mea încăpeau toți. Parcă în momentul acela al botezului cu Duhul Sfânt, Domnul mi-a dat o inimă cât lumea asta de mare. Și îmi venea să-i iau pe toți în brațe și mi-era o milă imensă de oameni, de toți oamenii. Peste 200 de botezuri cu Duhul Sfânt în Biserica Emanuel. It's time to be good again. It's time to show mercy. It's time to show love. It's time to show grace. It's time să avem milă și să arătăm milă. De ce? Ferice de cei miloși. Și închei cu ultimul exemplu. Fratele Adivere și-și aduce aminte bine. Eram sâmbătă aceea acolo cu frații la rugăciune. Și dumnealui a primit din partea Duhului Sfânt o notă foarte precisă și bine subliniată ca până plecăm acasă, fiecare din noi să vină să spună că are pe inimă de la Domnul să facă ceva practic. Și în timpul acela, în orele acelea, în timpul acelor rugăciuni, în timpul acelor părtășii, Duhul Sfânt s-a coborât peste noi și un frate, nu vă spun numele lui, dar dacă v-aș spune, v-ar impresiona pe toți. A spus, asta mi-a vorbit mie Dumnezeu. Când aud de un bolnav, când aud de un nenorocit, când aud de un bătrân care n-are pe nimeni, când aud de cineva că e în spital, indiferent că e din Biserica Baptistă sau Pentecostală sau Adventistă sau ce îi, când aud de unul din ăsta, să facem un grup, fraților, și să mergem la el. Să-i cântăm o cântare, să citim un psalm, să facem o rugăciune. Ferice de cei milostivi. Let's stand up. Ce-ți vorbește Domnul ție? Față de cine ar trebui să fii milostiv? Probabil că ar trebui să fii milostiv față de soțul tău. Ar trebui să fii milostiv față de soția ta. Probabil că ar trebui să fii milostiv față de copiii tăi, față de cei din casa ta. Poate este cineva aici în biserică față de care Domnul îți spune să fii milostiv. Poate că acum în rugăciunea aceasta de încheiere, Domnul îți va aduce înainte un suflet, o ființă și îți va spune, săptămâna asta, show mercy, show love. Ce ziceți, să ne rugăm? Dacă ne rugăm, Domnul ne ia în serios. Să știți că ne ia în serios. Și chiar ne arată cineva săptămâna asta față de care trebuie să arătăm milă.
Dar milă nu înseamnă că, oh, săracul de el sau săraca de ea, I really feel sorry for him. No, do something about. Just do something about. And let the Holy Spirit take over. Ce zice, să încercăm? Dacă încercăm cu adevărat și cu smerenie, atunci îl auzim pe profetul despre care am citit adineauri, despre Mica 6:6, să iubești, să iubești mila. Let's pray. Let's pray together.